Astăzi ne aflăm la Piatra Neamț, la prima ediție a taberei de copii din cadrul asociației MGM. Ne bucurăm să fim alături de 70 de copii din zona Bârladului. Aici, în spatele meu, am făcut un magazin, dar fără bani, totul este gratuit. Am pus foarte multe cărți, carnețele, poți să-și ia chiar și hăinuțe pe care să le ia acasă, jucării, biblii pentru copii și multe alte lucruri care o să le fie de folos lor. Cum te cheamă? David. David, te rog frumos să-mi spui care e lucrul tău preferat din ce ți-ai luat tu aici. Tricou. Ia, întoarce-l, Super, foarte fain, bravo. Mi-am luat un pluș. Hai la plușuri, ți-ai ales pluș? Da. Ia, mai alegeți unul, care îți place? Ăla? Asta. Mulțumesc pentru ce ne-a donat elefantul ăsta. Ce ți-ai ales? Două cămăși și niște pantaloni. Hai să luăm plușul ăsta, ține-l așa în mână și hai să ne gândim la un nume pentru el. Cum vrei să-l cheme? George. George? Da. Ok, bine ai venit, George. Acum alegem cel mai fain pluș, bine? Hai să vedem, hai vreun pas. Ia uite-te aici. Ala? Ia arată la cameră plușul. Da. Wow, ți-ai luat un tricou cu Super Mario? Ce faci, Ștefănuț? Bine. Alegem ceva de aici? Ce vrei să alegi? Haine sau plușuri? Ce vrei cel mai tare? Haine. Ești pregătit să vezi ce ți-am găsit? 2, 3 și... Acest magazin a fost posibil doar datorită donațiilor voastre pe care dumneavoastră le-ați trimis la depozitul asociației MGM. Mulțumim frumos pentru produsele donate și Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă răsplătească. Am luat asta, agenda. Agenda mică, agenda mai mare, pentru bebe Zuzetă, un burețăl, o perie și două rochițe sunt de asta. Vai, ce frumoasă! Și de mărimea mea! Super faină, bravo! Mulțumesc! Cât de mult îți place ție aici în tabără? Foarte mult! Foarte mult? Da. Ce îți place cel mai mult în tabără asta? Că avem activități foarte multe și ne jucăm foarte mult, ne distrăm. Când ai intrat aici înăuntru, ți-a cerut cineva bani? Nu. Nu? Am văzut că ți-ai ales foarte multe lucruri. Da. Mă bucur foarte mult și vreau să te întreb câți bani ai dat tu pe toate chestiile astea. Nu am dat nimic pentru că este gratis, nu știu. Vreau să vă transmit că vă mulțumim. Sunt niște lucruri foarte frumoase. Mulțumesc! Suntem la finalul taberei de copii. Până aici Dumnezeu ne-a ajutat și cu ajutorul dumneavoastră am reușit să realizăm această tabără unde copiii au învățat atât de multe lucruri frumoase. Ne dorim ca ei să plece acasă și să pună în aplicare ceea ce au învățat. Bună ziua tuturor! Sunt Sami. Astăzi încheiem prima săptămână, o săptămână de slujire împreună cu tinerii. Am făcut o săptămână de tabere de zi pentru copiii din mediile defavorizate și ca și un feedback din partea noastră sau din partea mea, mi-a venit zis e ceva uimitor, mai ales atunci când copiii vedem recunoscători, mulțumitori și vrem să mulțumim Domnului pentru tot ceea ce am reușit să facem în săptămâna aceasta. Salut, sunt David, voluntar MGM și prima tabără cu MGM-ul și m-am bucurat foarte mult că copiii au fost foarte receptivi, s-au bucurat să audă de Iisus. Și chiar a fost o tabără specială. În săptămâna aceasta am slujit alături de copii din Bârlad și din alte localități și vreau să spun că am cunoscut niște copii absolut minunați. În această săptămână mi-a plăcut foarte mult faptul că am putut să cunosc niște copii atât de speciali și că am putut să mă apropii de Dumnezeu împreună cu ei. A fost o săptămână plină și am putut vedea cum Domnul a lucrat la multe inimi a copilașilor. În această săptămână am învățat să fiu mai sociabilă cu copiii. M-am bucurat împreună cu ei. Mi-a făcut plăcere să fac parte, să aflu din poveștile lor, unele mai bune, altele mai puțin bune și mulțumesc Domnului că am avut ocazia să lucrez cu ei. Împreună am învățat ce înseamnă echilibru, generozitate, încredere, ascultare și dedicie. Pace, mă numesc Emanuel, sunt voluntar MGM și săptămâna aceasta am avut o tabără cu copiii mai sărmani. A fost o experiență unică. Treaba noastră nu s-a terminat aici. De acum înainte vom vizita acești copii lunar, unde vom avea programe spirituale și educative. Dacă dorești să contribui la dezvoltarea acestor copii, donează cu specificație implicare creștină și fii alături de noi în acest proiect. Mulțumesc! Mulțumesc!